Bunuri care au aparținut stăpânilor cetății Făgărașului pot fi admirate la Muzeul Cetății Făgărașului Valer Literat. Vizitatorii pot admira steaguri de luptă ale principilor Mihai Lapafi și Gheorghe Racoții, podoabe care au aparținut principilor Ardealului, documente emise de principese, gravuri și picturi originale cu Vlad Țepeș, Mihai Viteazu ori Mircea cel Bătrân. Expoziția este dedicată stăpânilor cetății, începând cu perioada stăpânirii domnitorilor Țării Românești asupra Țării Făgărașului, continuând cu secolul al XVI-lea și al XVII-lea, voievozii și apoi principii ai Transilvaniei. Vinerea a fost vernisajul expoziției. Peste mai puțin de o săptămână avem și vernisajul expoziției Periplu Grafic Transilvanean. Este un proiect realizat în colaborare cu Muzeul de Artă Brașov și, așa cum spuneau, va fi însoțit și de un catalog de expoziție. De altfel, și această expoziție va avea un catalog care sperăm noi să-l tipărim până la sfârșitul acestei luni. Expoziția este realizată în colaborare cu Muzeul Național de Istorie al României și Muzeul Național Istoria Transilvaniei. Sunt piese care au aparținut principilor Transilvaniei care sunt legați de istoria locului. Este pentru prima dată când se organizează asemenea expoziție care este dedicată împlinirii a 725 de ani de la atestarea documentară a municipiului Făgăraș. Piesele principale sunt cele două steaguri de luptă care au aparținut unora din stăpânii cetății, Gheorghe Racoții al doilea și Mihai Lapafi I, în timpul căruia cetatea Făgărașului a fost o adevărată capitală a Principatului Transilvaniei. Sunt steaguri care aparțin Muzeului Național de Istorie al României. Muzeul Național de Istorie al României este onorat să participe la această expoziție eveniment. Noi am adus 13 piese de valoare, unele dintre ele sunt clasate în categoria judică tezaur, cum ar fi cele două steaguri princiare din spatele meu. Avem o diplomă de nobilare pe criterii militare, acordată de Mihai Lapafi I, unui român din Beclean, de lângă Făgăraș, este vorba de Toma Trâmbițaș, Trâmbițaș Princiar. Este o diplomă de mare însărmătate pentru Făgăraș în genere. Ea reflectă, practic, o categorie de militari care s-au remarcat în epoca lui Mihai Lapafi și pe care acesta s-a bazat. S-a bazat, de adevăr, pe românii noștri din Făgăraș. Mai avem, de asemenea, o arbaletă de vânătoare. Este unicat, ea aparține lui Iancu de Hunedoara. Așadar, această arbaletă de vânătoare a fost expertizată de experți de la Muzeul Național de Istorie a României, amintesc aici pe domnul Carol Chioning, și să sperăm că viitorul catalog al expoziției, care va apărea în scurt timp, va reflecta și mai pronunțat această expoziție, eveniment care marchează într-un mod admirabil 725 de ani la prima testare documentară a cetății Făgăraș. Exponatele reprezintă o premieră pentru făgărășeni. Ele povestesc despre 4 secole de istorie. În cadrul acestei expoziții veți putea vedea cercei din argint aurit, secolul al XVII-lea. Tot din același secol puteți vedea nasturi din argint aurit și aplică decorativă și ac de păr, secolul al XVII-lea. De asemenea, puteți vedea și o față de masă brodată cu fir de aur între secolul al XVII-lea al XVIII-lea. Expoziția va putea fi admirată de vizitatori până în data de 15 septembrie și este expusă în turnul Tomorii. Prețul unui bilet este de 7 lei pentru elevi și studenți și 15 lei pentru adulți.